Avem alături de noi compania Bluier. Este o companie cu care noi am pornit la drum cu ani în urmă. M-aș referi la anul 2013 pentru că acel an este anul în care noi am demarat toate investițiile la aeroportul Bacău. Alături de această companie, aeroportul Bacău a avut o creștere a numărului de pasageri, aș spune eu, constantă. Poate uneori mai ridicată, pentru că am atins și 15-16% creștere de la un an la altul. Alte ori poate mai mică, dar stabilă. Ceea ce se merită a fi subliniat permanent este că, deși procesul investițional pe alte aeroporturi a decurs cu întreruperea activității operaționale, la noi, în Bacău, tot acest proces investițional s-a desfășurat fără a împiedica nici într-un fel operaționalul, deci zborurile. Compania Bluier ne-a dat și nouă posibilitatea ca aeroport să ne creștem numărul de pasageri, v-am spus, de la an la an. De asemenea, dacă ne uităm de la anul 2013 și până în prezent, au fost de asemenea rute noi. Am început să devenim un punct important și o destinație și turistică și pe această cale mulțumim companiilor turistice. Pe ei, de altfel, noi i-am asigurat de întreaga noastră colaborare, pentru că la final, într-adevăr, spun din nou, pasagerul este cel mai important și ne dorim, pe lângă confortul pe care îl asigurăm prin infrastructură, ne dorim să-i oferim rute noi. Și de ce să nu spunem, odată ce numărul de pasageri va crește și din punct de vedere financiar va fi foarte bine pentru ei. So I'm very happy that we can announce today 6 new routes out of Bacău starting in summer 2020. Suntem foarte fericiți să vă anunțăm astăzi noi 6 rute din Bacău începând cu vara acestui an. So we will start, as you can see here on the banner, we will start new flights to Athens and Larnaca, which probably cater more to a more leisure, touristical audience. Vom lansa, așa cum vedeți aici pe acest banner, rute spre Larnaca și Atena, care sunt mai mult rute de vacanță. But we also start in the Nordic countries, Oslo and Copenhagen as destinations. Dar de asemenea vom lansa rute și în Copenhaga și Oslo. And additionally, Stuttgart and Birmingham in Germany and in the UK being two key markets in Europe. Și către Germania și Anglia, care sunt piețe cheie pentru Europa. You might ask yourself why we picked these 6 routes specifically. Poate vreți să mă întrebați de ce am ales exact aceste 6 rute. Normally the airlines work is we look at the market segments that we are catering to and that we find in a certain market, and the Bacău market is mainly driven by what airlines call VFR, visit friends and relatives, market segment. Principal, compania aeriană se uită la segmentele pe care le poate servisa. Noi ne-am uitat la Bacău, aici în principal călătorii sunt cei care își vizitează familiile și prietenii. So we're looking for the destinations outside Romania where you find a big Romanian community, and those were the most sensible additions to the already existing 9 routes that we have in out of Bacău. De aceea ne-am uitat la rutele unde sunt cele mai mari comunități de români și vin adițional celor 9 rute pe care deja le operăm aici din Bacău. The fare levels for all these routes will start at 19.99, which is the minimum fare that we offer on these flights. Prețul biletelor va porni de la 19.99 euro, care este prețul minim cu care operăm rute. And if our customers take advantage of the product that we just launched in December, the Blue Air Benefits.
Iar dacă pasagerii vor profita de oportunitatea produsului pe care l-a lansat de curând, respectiv Blue Benefits, they will enjoy a 12 euro discount even on the 1999 fare. Vor putea beneficia de discount de 12 euro chiar și la acest 19,99 euro. So we will start in the market on very competitive fare levels, in our opinion, very attractive to the customers, and brings me back to the great collaboration between the airport, our distribution partners, and the community here in Bacau and around Bacau. We think this should drive the success of these routes and make them sustainable, which is very important to us. Pornim cu prețuri foarte competitive, suntem siguri că vom fi atractive atât pentru aeroport, cât și pentru partenerii noștri și pentru draga comunitate. Bineînțeles, trebuie să ne asigurăm că suntem și sustenabili, business-ul nostru sustenabil. Vreau să vă întreb, stimate domn, dacă aceste noi rute 6, sunt pe un termen lung, definitiv, sau luați în calcul, în funcție de indicatorii economici din septembrie viitor, să le mai ajustați, să le modificați. Well, all routes are an assumption that we will be successful, right? Toate rutele pleacă de la presupunerea că vor avea succes. So, according to our plans, we have an expectation for these routes. Bineînțeles, conform planului nostru avem niște așteptări pentru aceste rute. And from the moment we make them bookable, so from 30 minutes ago, we will monitor if the routes are performing according to our needs. Și începând cu acum 30 de minute, monitorizăm dacă rutele sunt în conformitate cu ceea ce am presupus noi. And like I said earlier, I've been 30 years in the aviation industry. Most of the time your predictions are good. Așa cum vă spuneam, sunt de 30 de ani în aviație, de cele mai multe ori ceea ce previzionăm este corect. Sometimes you have to put extra effort. Uneori trebuie să adaugi efort suplimentar. And that's again when we reach out to exactly the same community if something is not performing according to plan, for help basically, because that's the only way to do it, to turn it around. But our plan is and must be to fly sustainable, ideally each route all year round, because it takes time to build demand for a certain route and educate customers. You don't want to waste that energy and money on anybody. So we are very focused on these routes. Like I said, we took a very conservative choice and we will monitor closely that they move in the right direction. Deci vom monitoriza foarte atent aceste rute. Bineînțeles că atunci când le-am lansat, le-am gândit că ar fi pe termen lung. Dacă ceva nu va merge conform planului, bineînțeles vă vom ruga să ne întâlnim iar și pentru ajutor, ca împreună să educăm populația.